Intrăm în sala de clasă amenajată în muzeul din satul Dobriceni și parcă vedem chipurile copiilor așezați în bănci, privind în liniște și cu respect pe domnul învățător, înveșmântat în costum popular ca și ei, uniforma care nu le minimaliza individualitatea. Șoptesc rugăciunea de la începerea orelor, apoi deschid pe rând abecedarul, aritmetica, caietul de caligrafie, având călimara și tocul în față, pătruși de emoție și întrebări care vor antrena mica lor lume în mișcare. Știau că părinții muncesc din greu pentru a merge la școală, să ajungă și ei oameni mari. Suntem în această sală de clasă, așa mică, cum era pe vremea aceea când în ea învățau copiii celor două divizii, pe cum eram împărțit învățământul în acea perioadă. Avem catedra Domnului Învățător cu acest piedestal. De aici era observată toată clasa. După cum vedeți, călimara cu toc, așa cum se folosea până în urmă cu vreo 40 de ani, clopoței, fiecare clopoțel are o anumită etapă. Primul clopoțel al școlii a fost acesta. La 1836. Apoi a urmat clopoțelul școlii de la 1897. Și apoi clopoței mai noi. Domnul învățător avea în subordine copiii așezați în aceste bănci. Băncile au peste 100 de ani vechime. Pe bănci sunt tăblițele. Caietul școlarului de acum 80, 100, 150 de ani. Matematică, limba română. În comparație, această tăbliță, după cum vedeți, este nouă, modernă. Satul nostru s-a înfrățit în urmă cu 20 de ani cu o localitate din Franța. Și de acolo ne-au trimis o copie a tăbliței noastre, care o folosesc și astăzi. Călimara se scria cu tocul și peniță. Aceasta este călimara care nu se varsă. Ea era sub formă de pâlnie. Elevul venea cu ea în ghiozdan, se juca, se alerga în drum spre școală, călimara se vărsa, nu se vărsa, deoarece pâlnia aceasta oprea cerneala să se verse. Manualele școlare pe care le vedem aici este o aritmetică pentru ciclu primar. Este datată 1890, a aparținut elevului Bucicoiu Gheorghe. Manualele erau foarte rare. În clasă poate exista decât unul sau două manuale pentru toată clasa, dar spiritul de știință, de asta se manifesta și se învăța foarte bine. Învățătura de carte în satul Dobriceni are o istorie bogată. Începuturile sunt legate de mănăstirea Căluiu, frumoasa zidire a boierilor Buzești, stăpânii din vechime ai moșiei Dobriceni. Însemnările făcute pe cărți de slujbă fac dovada existenței unei școli în chiliile Sfintei Mănăstiri, în secolul al XVIII-lea, unde se învăța să se scrie și să se citească. Astfel, logofătul Drăghiș din Dobriceni nota în luna august 1784 vizita patriarhului Avramie al Ierusalimului la mănăstirea Căluiu, la sfârșit precizând: și am scris eu, Drăghici, logofăt mănăstirea Căluiu, ot Dobriceni, când mă învățam a scrie.
Primele școli publice în mediul rural se înființează în anul 1838, conform regulamentelor învățăturilor publice. La scurt timp după această legiuire, documentele vremii menționează școala din Știrbei, deschisă la 1 ianuarie 1839, pe proprietatea marelui logofăt Barbu Știrbei, în zona unde se află în prezent liceul teoretic din comuna Iancu Jianu, și școala de la Dobriceni, ce avea ca învățător pe Teodosie Dinescu, suprevizor școlar al Plășii Oltețu de Sus. Învățământul în localitatea noastră datează de la 1836 prin ctitorul primei școli, Teodosie Dinescu. Acest Teodosie Dinescu a fost școlit în școala preparandă a lui Petrache Poenaru de la Irimești, Bălceștii de Vâlcea. Deci a învățat arta dăscăliei cu Petrache Poenaru. De la acest Teodosie Dinescu, ctitorul școlii din comuna Dobriceni, a urmat o pleiadă întreagă de dascări, continuând cu Ioan Dinescu, fiul acestuia, preot, învățător, cu Dumitru Popescu, preot, învățător, ctitorul școlii din Dobricenii din Vale la 1890, urmând apoi cu o întreagă dinastie a popeștilor, dar nu popești de popă, ci popești de învățător, printre care mă aflu și eu la cea de-a șaptea generație a ctitorului școlii. Sună clopoțelul și ne pregătim să ieșim din clasă, însă privirile ne sunt atrase de clopotul celei din tâi biserici din Cărămidă, ridicată în anul 1764 de Atanasie Ieromonahul, ecleziarh al mănăstirii Horezu și de logofătul Matei Dobriceanu. Pisania, subliniată de un încadrament frumos de factură brâncovenească, se află la Muzeul Olteniei Craiova. La sfârșitul secolului al XIX-lea, biserica a fost dărâmată de apele Oltețului, trăind în memoria contemporanilor, prin mărturiile păstrate în muzeu. O sală a muzeului din Dobriceni este rezervată Pinacotecii, ce poartă numele pictorului Sabin Bălașa, născut în ziua de 17 iunie 1932 la Dobriceni, în casa situată lângă școala veche, ce găzduiește astăzi muzeul, și școala nouă, îmbogățită de Sabin Bălașa cu o frescă senină, voioasă, nostalgică, dedicată copilăriei. Pinacoteca expune o parte din tablourile realizate de artiști plastici de renume și de copii aplecați spre arta frumosului, în taberele de creații organizate de Asociația Culturală Plai Natal, inițiată de neobositul învățător Mihai Petrescu, sub egida Muzeului de Artă din Craiova. Merită subliniat că din cei 40 de copii care au participat la taberele de creație pe parcursul celor 10 ani de la înființare, 8 au absolvit sau urmează cursurile Liceului de Arte Plastice Marin Sorescu din Craiova. Dintre maestrii penelului ce onorează taberele de creație sau alte activități culturale desfășurate în Pinacoteca Sabin Bălașa, amintim pe Nicolae Petrescu, Ovidiu Bărbulescu, Alexandru Pascu, Monica și Cristian Dincă, îndrumătorii taberelor de creație, Iulian Segărceanu, Viorel Stegaru Penișoară, Aurora Speranța Cernitu, George Vlaicu, George Păunescu, Lucian Rogneanu. Tabăra de creație și Pinacoteca Sabin Bălașa sunt un modest semn de neuitare, adus unui mare artist plastic, Sabin Bălașa, fiul al preotului cărturar Ioan Bănașa, unul dintre cei mai mari colecționari din Oltenia, și al învățătoarei Maria Bălașa, care a aprins flacăra învățăturii în sufletul multor generații de elevi, la școala unde astăzi sunt expuse o parte din comorile praiului natal al Dobricenilor. Mi-l aduc aminte pe Sabin
când era elev la liceul Frații Buzești în Craiova. Era un băiat subțirel, visător, melancolic. Mai târziu venea de la facultate împreună cu prima lui soție, Sanda, peregrinau pe dealuri pe aici, își făceau schițele celelalte, pierdeam nopțile povestind la un pahar de vorbă cu el. Era atașat de satul lui, foarte atașat. Drept dovadă, ne-a lăsat în cancelaria școlii o frescă supranumită de noi, Copilărie Fericită, pe care el chiar a zis, chiar mă, să-i punem numele ăsta de Copilărie Fericită. Este o frescă de 3 pe 2 metri, deci destul de mare pentru o școală sau pentru un sat așa mic, cum spunea cineva, dar ne mândrim cu el. Este o frescă pe care el a pictat-o în anul 1978, în iulie. Dealurile piemontane ale Oltețului probabil că îl aduceau pe copilul Sabin Bălașa mai aproape de albastrul cerului, culoarea inconfundabilă a operei sale, numită în limbajul artistic albastru de Sabin Bălașa. Mai târziu avea să spună că albastru ne reprezintă pe noi oamenii care am ajuns în spațiul cosmic. Albastrul meu e din Miorița și din Eminescu, adică din matricea noastră spirituală. Exponent al romantismului cosmic, așa cum el însuși s-a definit, pictura lui Sabin Bălașa ne transpune într-o lume fantastică, plină de metafore, populată cu ființe de ostranie și rece frumusețe. Arta sa este străbătută de miturile vieții și morții, ale copilăriei și tinereții, de forța creației umane și a puterii misterioase a universului. Locuiesc în abis și pictez ceea ce văd cu mintea. Pentru mine arta este o viziune, un act de generozitate, un exercițiu suprem al libertății proprii, o mare capacitate de a iubi, spune Sabin Bălașa. O personalitate complexă și contestată, etichetat fără drept de apel pictor al Ceaușeștilor. Posteritatea îl revendică, piața de artă reașezându-l pe Sabin Bălașa la cote spectaculoase.